La meciul se joacă mâine noapte la 3:30. O să vedem cotele. Boca favorită, certă, în această partidă, cotă 1.75. Boca, echipă care tocmai s-a impus într-o deplasare foarte complicată în La Paz cu The Strongest. Santos, cotă 4.50 pentru un succes, nu traversează cea mai bună perioadă. Uite, chiar văd cota Boca a scăzut în acest moment la 1.45, iar cea lui Santos a urcat la 6.50. Ce diferență mare, Bogdan, și de la multe meciuri pe care le propui în America de Sud se întâmplă aceste schimbări foarte, foarte drastice de cotă. Da, nu știu ce se întâmplă. Uite, o să vedem și alte variante de pariere. Sunt toate sugestii de pariere, chiar ponturi pe care le ofer personal la această partidă. Sub 2,5 goluri, cotă 1,65. Nu machiază ambele, 1,73 și 1 pauză, 1 final, cotă 2,85. Aceste cote au mai scăzut între timp. Boca 4 victorii și un egal în ultimele 5 meciuri, în timp ce Santos are un succes și 4 înfrângeri. Iar pontul este 1 solist, victorie Boca, o cotă de 1,75, dar spuneam această cotă a mai scăzut. O să vedem și cum arată biletul zilei Sporting Bet.